Bine v-am găsit! Astăzi am să vă povestesc povestioara Iarba Prețioasă. Aproape de poalele munților, într-un sătuc, trăiau două fete, Lenuța și Viorica. Erau ele prietenii din copilărie. Una era mereu veselă și tot lucrul îl făcea cu zâmbetul pe față. Cealaltă, dimpotrivă, era mereu posomărâtă. Erau niște fete din familie nevoiașe, cu mulți copii, și mai munceau fetele pe unde puteau. Odată au lucrat ele toată săptămâna la cules de fructe și drept plată pentru munca lor au primit câte un coș mare cu fructe. Lenuța și Viorica mergeau spre casă și fiecare din ele ducea în spate câte un coș cu fructe. Coșurile sunt tare grele, iar Lenuța se plânge mereu. Viorica merge și tace, ba chiar de la o vreme râde și cântă voioasă. Cum de poți să cânți? O întreabă Lenuța. Doar coșul tău e atât de greu ca și al meu. Viorica o privește, râde și îi spune. Uite, am pus în coșul meu o iarbă de preț. De aceea nu simt greutatea. Fă și tu ca mine. Vei vedea cum coșul tău se va ușura. Bine, dă-mi te rog și mie puțină iarbă sau spune cum se cheamă ca să o caut și eu. Uite, iarba aceasta scumpă este răbdarea. I-a răspuns Viorica și a pornit înainte cu zâmbetul pe față și cântând. Atunci a înțeles Lenuța, cu răbdarea treci peste tot. Dragii mei, aveți răbdare, totul va fi bine, stați acasă. Noi vă povestim